de trăiri, am făcut-o așa cum îmi place mie să spun, ținându-ne de mână. Și cred că lucrul acesta s-a văzut în toată activitatea noastră de până acum. Am parcurs cu toții o perioadă tumultoasă, iar misiunea noastră principală, aceea de a ne susține candidații la alegeri, a fost destul de dificilă. Mă bucur că avem președinți de organizații care au apreciat efortul colegilor noastre și avem o bună reprezentare în consiliile locale. Îmi cer scuze, nu trebuia să dați drumul domnului. Mai puțin, vă rog, să-mi termin. Mulțumesc. Îmi cerem scuze pentru. Voiam să spun că la Albești avem 4 consiliere locale, la Flămânzi 3, la Păltiniști, Cristinești, Durnești, Frumușica, Stăuceni, Unțeni și Vorniceni, câte 2 consiliere locale. Știm câtă determinare au avut, ce efort susținut, câtă muncă a însemnat pentru colegile noastre ocuparea unui loc în Consiliul Local, mai ales acolo unde nu avem primari. Și mai știm că există doamne asemenea lor în fiecare localitate unde nu avem reprezentare, iar obligația noastră este să le încurajăm, să le susținem, să ajungă acolo unde le este locul. Ne mândrim cu 3 doamne primari, o doamnă viceprimar, 3 consiliere județene și 59 de consiliere locale, ceea ce, statistic vorbind, ne situează peste media pe țară, așa cum arată un raport cu privire la reprezentarea femeilor în politică realizat de colega noastră, Andreea Paul. Am fost preocupate permanent prin acțiunile pe care le-am desfășurat de atragerea alături de noi a cât mai multor doamne, știind că exemplul principal, exemplul personal este modalitatea cea mai eficientă. Femeile nu au fost doar prezente, au fost active și implicate în viața partidului. Nu mi-am propus să vă prezint o înșiruire seacă de date și nume de acțiuni, dar vă invit să vedem împreună un film real al evenimentelor în care ne-am implicat.